Am văzut o repriză modestă pe Arena Națională între FCSB și Șepșie, 0-0 la pauză, cu formația din Sfântul Gheorghe având principalele ocazii, printre care și o bară semnată de Tandia, francezul Tandia. E clar că se vede că nu joacă titularii la FCSB, Cristi. Dar se vede că nu joacă titularii, dar în același timp se vede o echipă deja bine legată a lui Eugen Agoe. Văd acțiuni coerente care vin consecutiv înlănțuit spre poarta lui Bălgrădean. Toate șansele importante le-au aparținut celor de la Șepși. Până la urmă au avut un șut pe poartă, dar cei de la FCSB au avut 0 șuturi cadrate. Important e de subliniat că ocaziile celor de la Șepși au fost mai mari și în startul partidei, cu această bară a lui Tandia, probabil cel mai în formă jucător din Liga 1, nu exagerez dacă spun acest lucru. Da, unul dintre cei mai în formă, unul dintre cei mai în formă, așa să fim mai obiectivi. Da. Așa e. Și apoi au continuat șansele importante. Mă vedea pe rezumat. Deci FCSB se vede că o echipă înșghebată așa pe moment între două meciuri importante. Uite aici ce greșeală mare, dar nu reușesc să profite cei de la FCSB. Rusescu mi s-a părut din nou din alt film, să spun așa. Se vede că a trecut o perioadă lungă de când n-a mai jucat și ceilalți jucători pe care i-a încercat Dică, dar așa e, când improvizezi nu poți să ai și lotul odihnit și să joci și un fotbal super spectaculos. Nu prea ai cum. S-au văzut problemele pe care le are FCSB atunci când joacă acel jucător de rezervă, că de-aia s-au și transferat acum pe ultima 100 de metri Stan și Roman 1 până la urmă, pentru că nu erau rezerve suficiente și nici suficient de bune la FCSB, și vedem asta și din această primă repriză. Pe Luc TV va începe de la ora 19 partida dintre Torino și AS Roma, primul meci al zilei din Serie A. O să vedem și echipele acolo, pentru că stă să înceapă jocul și e un meci cât se poate de interesant acela. Cum vezi această partidă, Cristi? Torino AS Roma, iată debutul Romei și cu o vară furtunoasă acolo, cu multe transferuri la Roma. 14. Da, dar totuși nu atât de spectaculoase ca cele de la Inter sau cele de la Juventus, nici nu mai vorbim de torinezi. S-au pierdut jucători important. Mai degrabă, la Roma e de subliniat faptul că au plecat Alisson Becker, Nainggolan, Bruno Perez, fotbaliști esențial în parcursul din ediția trecută a Romei, cu acel loc 3 și mai ales cu semifinale de Ligii Campionilor. Să vedem cum va arăta acum Roma. Multe schimbări în garnitura de start nu sunt, din ce am văzut. Dar s-au făcut transferuri importante. În Zonzi, Pastore, chiar și Justin Kluivert, fiul lui Kluivert, care e un jucător interesant, vine de la Ajax și e un tânăr jucător. Bine, au investit mult în jucători tineri, cei de la Roma, și se vorbește în presa din Italia că abia acum se vede munca acestui Monchi, care e directorul sportiv al Romei, venit de la Sevilla, pe ce a creat o echipă acolo la Sevilla, și vrea să facă la fel și cu AS Roma și să aducă jucători tineri și să crească această echipă. Vedem până una alta cum arată Torino, care tocmai l-a luat pe Zaza. Simone Zaza, fostul, iată că e rezervă, fostul jucător al lui Juventus, venit de la Valencia. Belotti Zaza ar fi unul dintre cele mai interesante atacuri din Serie A. Bine, l-am auzit și pe președintele de la Torino, spunând că a fost o perioadă importantă de transferuri și pentru ei, cea mai bună de când e el acolo. Belotti a fost accidentat, se știe, cel mai ofertat jucător din ultimii ani la Torino. Uite, a rămas și a revenit. Considerat cel mai bun atacant al Italiei. Acum da. Un număr nou veritabil titular la Torino. Într-adevăr, lângă Zaza, când va intra și el, ar trebui să formeze un cuplu. Walter Mazzari, un antrenor foarte bun, foarte experimentat pe banca lui Torino. Mai e și Soriano, despre care vorbeai și tu, linia de mijloc. Aduși în această vară, cam astea ar fi schimbările, dar nu, uite, Soriano nu e titular în această seară. Da, să vedem și echipa Romei. Acolo sunt doi jucători care au venit în această vară titulari. Unul e Olsen, portarul naționalei Suediei, adus în locul lui Alisson, și celălalt este Pastore. Pastore, iată, în locul lui Nainggolan.
teoretic. Un fel de, da. Păi, pe același post, dar alt profil. Acolo a dus, da, cu normal. Siguranță. Sunt doi oameni, doi se întoarce diferiți. În seria Pastore, unde a jucat foarte bine. Da, e același 4-3-3. Vorbeai tu de construcția lui Monchi, e și construcția lui Di Francesco. E acest sistem 4-3-3 care se păstrează, lângă De Rossi și Strutman vine în Pastore, un fotbalist cu experiență. Eu cred că se va integra ușor la Roma, la ce calități are Pastore. Naingolan oricum era un jucător destul, se știe, destul de greu de strunit, problematic. Când era omul meciului și îți câștiga partide, când nu mai juca nimic, că n-avea chef sau ce știu ce se întâmpla cu el, că își făcea o freză sau un tatuaj. Urmează așadar pe Look TV această partidă dintre Torino și AS Roma, prima din această zi în Serie A.